După victoria de acasă cu Brașovul, Astra Giurgiu merge încrezătoare la Chiajna, de unde speră să obțină cele 3 puncte pentru a se menține în fruntea clasamentului. Chiar dacă Chiajna vine după o serie de înfrângeri, antrenorul Astrei, Daniel Isăilă, spune că va aborda partida cu maximă seriozitate și speră ca jocul să fie unul de calitate. Ca și celelalte meciuri, cu gândul de a câștiga. Asta nu înseamnă că ne va fi ușor, chiar dacă Chiajna vine după o serie de meciuri fără victorie. Cu siguranță ei vor face totul ca să obțină punctele, sunt într-o zonă periculoasă și orice punct pierdut, mai ales acasă cu 3, poate fi să-i pună într-o situație foarte dificilă. Partida de sâmbătă de la ora 17 va debuta pentru Astra, fără 3 dintre jucătorii de bază a echipei, aceștia fiind accidentați după meciurile cu Galați și Brașov. Este vorba de Laban, Santos și Iazalde. Sunt ceva probleme, din păcate. Într-un istoric al partidelor dintre Astra și Chiajna, putem spune că în ultimii 4 ani cele două echipe s-au întâlnit de 4 ori. 3 dintre meciuri au fost câștigate de Astra Giurgiu și unul singur de către Chiajna cu 1-0 în noiembrie 2011.